potrivit rânduielii bisericii noastre, la majoritatea sărbătorilor Maicii Domnului, când se citește Sfânta Evanghelie la Dumnezeiasca Liturghie, se ia un fragment din Evanghelia Sfântului Luca, care relatează cum două surori, Marta și Maria, l-au primit în casa lor și l-au ospătat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, noi acum ne apropiem de praznicul adormirii Maicii Domnului și vom contempla în ziua sărbătorii, când vom asculta la Sfânta Liturghie Evanghelia, deci vom contempla, vom medita la gestul celor două surori care l-au primit, care l-au ospătat, care l-au odihnit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De ce? De ce a rânduit biserica noastră ca la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, dar și la alte praznice ale ei, să se citească această evanghelie a ospitalității celor două surori, Marta și Maria? Mai întâi de toate s-a rânduit pentru că atunci când sfinții evangheliști au scris evangheliile lor, ei n-au fost preocupați de amănunte din viața Maicii Domnului. Sfânta Evanghelie nu descrie viața Maicii Domnului, nu dă niciun amănunt despre adormirea ei. Pentru că sfinții evangheliști, atunci când au scris Evanghelia, au fost preocupați în special de persoana și de lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și-au trecut cu vederea amănunte legate de viața Maicii sale, de viața Maicii Domnului. Amănuntele acestea s-au păstrat însă, la început, în amintirea vie, în memoria bisericii, în memoria credincioșilor, care le-au transmis din generație în generație, și apoi aceste memorii, aceste amintiri despre Maica Vieții, despre cea care l-a născut pe Mântuitorul Lumii, au fost cuprinse în scrieri de origine populară, în niște povestiri. Iar atunci când în biserică s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului și s-au născut sărbătorile închinate anumitor evenimente din viața sa, părinții noștri într-o credință, care au rostit predici la aceste sărbători și cei care au alcătuit slujbele și imnele care se cântă până astăzi în biserica noastră, ei s-au folosit de aceste scrieri de origine populară și au extras din ele învățătura teologică referitoare la Maica Domnului. Iar atunci când s-au făcut slujbele în cinstea praznicelor Maicii Domnului, părinții noștri într-o credință au socotit că această evanghelie a ospătării, a primirii în casă și a odihnirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către cele două surori, Marta și Maria, ar fi potrivită să se citească la sărbătorile Maicii Domnului. Pentru că gestul lor, gestul de a-L primi în casă, gestul de a-L ospăta, de a-L odihni pe musafirul ceresc, este o icoană a iubirii și a primirii de către Maica Domnului, de către Fecioara Maria, a fiului ei și a ucenicilor
acestora. Deci gestul dragostei pe care Marta și Maria l-au arătat Mântuitorului Hristos este o icoană a iubirii Maicii Domnului către Fiul și către ucenicii Fiului. Pe Hristos, Maica Domnului sau Fecioara Maria l-a primit în mod deplin și nu l-a primit în casă, ci l-a primit chiar în intimitatea ființei sale, în adâncul ființei sale. La plinirea vremii, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a întrupat, când Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, singura care s-a aflat vrednică ca să devină poartă, ca prin trânsa să intre în lume, Dumnezeu, prin trup, a fost Fecioara Maria, Fecioara din Nazaret. Și atunci, când îngerul Gavril i-a vestit că îl va naște pe cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost pregătită. Fecioara Maria a avut disponibilitatea și puterea de a se dărui întru totul și a răspuns cerului pozitiv. Și astfel ea însăși s-a făcut casă, casă de primire. Trupul ei, pântecele ei, a devenit un templu și o casă în care a găzduit Fiul lui Dumnezeu. Și primindu-L în ființa sa, în intimitatea cea mai adâncă a ființei sale, în inima și în pântecele său, l-a ospătat. L-a ospătat pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce se întrupa din trânsa. I-a făcut daruri alese, daruri prețioase. Și care era acest dar? În primul rând, inima ei de mamă, de fecioară curată și omenitatea ei pe care a împrumutat-o Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi este dragă și prețioasă umanitatea noastră, într-atât de dragă și prețioasă încât El însuși s-a hotărât mai înainte de veci, în sfatul Său cel veșnic, să se facă om. Și umanitatea sa să o ia, să-și o asume dintr-o fecioară, din umanitatea fecioarei care este reprezentanta întregii noastre umanități. Deci, Fecioara din Nazaret l-a primit în pântece, l-a primit și l-a odihnit și l-a purtat timp de 9 luni în pântecele său. L-a născut ca om și ne este poate și greu să vorbim despre lucrurile acestea, cum Fecioara Maria l-a născut pe Dumnezeu cel întrupat, cum Fecioara Maria l-a ținut la sân, așa cum vedem în sfintele noastre icoane, cum l-a alăptat, cum l-a hrănit, cum i-a purtat grijă când era mititel, prunc, și apoi cum creștea. Toată grija maternă, toată atenția și toată dragostea ei era Fiul ei, Iisus Hristos, care era și Fiul celui prea înalt, Fiul cerului, și care era Mântuitorul lumii. Fecioara Maria este prima casă, prima casă și cea mai intimă casă care l-a primit în ființa ei, în ființa ei cea mai adâncă și prin aceasta în ființa cea mai adâncă a umanității, în intimitatea
cea mai adâncă a umanității pe Dumnezeu. Și pentru aceasta, mai ales pentru aceasta o cinstim, o cinstim pe Fecioara Maria. Mai ales pentru aceasta, că atunci, la buna vestire și nu numai în toată viața ei, deși tăcută, deși discretă, a arătat disponibilitate totală și dăruire totală cerului. Atunci când Fecioara Maria a răspuns prin cuvintele „Fie mie după cuvântul tău”, ea a răspuns în numele întregii umanități. Tot cuvântul omului, a tuturor oamenilor care au trăit de la Adam și până la ea, și apoi de la ea și până la sfârșitul veacurilor, au fost cuprinse toate cuvintele noastre și toată dăruirea noastră și toată disponibilitatea umanității în acest cuvânt: fie mie după cuvântul tău, după cuvântul și după voia cerului. De aceea o cinstim, de aceea o iubim, deci de aceea o preaslăvim mai mult decât pe oștile cerești. De aceea o numim născătoare de Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu, dar în același timp arătăm și intimitate deosebită față de ea, pentru că o numim și mama noastră. Maica Domnului este și maica noastră, a ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos. Și ode ne-am ridicat noi la vrednicia aceea de ucenic, ca să fim fii plăcuți Maicii Sfinte și să nu o supărăm și să nu o întristăm prin păcatele și prin nimicnicia noastră. Acum se pune întrebarea: dacă Maica Domnului l-a primit în numele umanității, atunci, în intimitatea casei sale, adică în ființa sa cea mai adâncă, pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut casă disponibilă pentru oaspetele ceresc. L-a găzduit și l-a odihnit. Noi ucenicii, cum îl primim pe Domnul nostru Iisus Hristos? Și iată că Sfânta Evanghelie de la Luca, care se citește la praznicul adormirii Maicii Domnului, ne răspunde și la această întrebare, pentru că gestul de ospitalitate al celor două surori, Marta și Maria, este și modelul primirii și găzduirii lui Hristos de către toți oamenii. Așa cum l-au primit Marta și Maria pe Domnul Hristos în casa lor, cum l-au ospătat, cum l-au odihnit, așa trebuie fiecare om, fiecare ucenic să-l primească. Domnul Hristos era cu ucenicii săi, cu apostolii săi pe cale. Era în pelerinaj. În pelerinajul vestirii Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Și fiind pe cale, s-a abătut la casa surorilor Marta și Maria. Și Sfânta Evanghelie ne spune că Marta l-a primit în casa ei. Marta l-a primit pe pelerinul Mesia, împreună cu ucenicii săi. L-a primit ca să facă cu el gesturi umane, gesturi de dragoste. Adică ceea ce facem noi atunci când străinii se abat pe la noi, să-i odihnim, să le oferim umbră,
hrană și apă, de spălat și de adăpat. Asta au făcut și surorile. Casa lor era permanent deschisă pentru Domnul Hristos. Pentru că, citind cu atenție Sfânta Evanghelie, sesizăm că Domnul îl iubea pe Lazar, pe Maria și pe Marta, pe cei trei surori din Betania. Lazar era prietenul său și cu siguranță că această prietenie s-a legat pentru receptivitatea pe care au arătat-o cei trei frați față de Domnul Hristos și față de învățătura sa. Ei au devenit ucenici. Erau deja ucenici înainte de învierea sa din morți. De aceea, întotdeauna poarta casei lor era deschisă pentru Mântuitorul Hristos și pentru apostoli, pentru ucenicii săi. De aceea, putem afirma că atunci când Mântuitorul Hristos spune cuvintele: dacă ați făcut acestor frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut faptele de milostenie. Mie mi-ați făcut. Putem zice, putem afirma că atunci când Mântuitorul Hristos a rostit aceste cuvinte, s-a referit și la Marta și la Maria. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, Mântuitorul enumeră aceste fapte. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit. Cred din toată inima. Atunci când Mântuitorul Hristos a intrat în casa Mariei și a Martei, cred din toată inima că aceste gesturi umane, aceste gesturi de dragoste, de prețuire pentru călător, le-au făcut surorile. Și pentru aceasta Mântuitorul Hristos, atunci când spunea: dacă ați făcut unora acestora prea mici, mie mi-ați făcut, se referea și la cele două surori, Marta și Maria. Gesturile de filantropie creștină sunt gesturi umane simple de tot. A da un pahar de apă călătorului, a da o bucată de pâine, a da un bănuț celui sărac, a da o haină, a îmbrăca pe cel gol, a adăposti pe cel fără adăpost. Gesturi umane. Dar întotdeauna aceste gesturi sunt legate de vederea lui Hristos, pentru că în aceste gesturi și mai ales în persoanele cărora le facem, Domnul Hristos se identifică cu ei. Și așa cum Maria și Marta l-au primit și l-au văzut pe Hristos, așa îl putem vedea astăzi și noi. Și prin aceste gesturi de iubire creștină pe care le arătăm semenilor noștri, îl putem primi. Îl putem primi în lăcașul nostru, în casa noastră și în adâncul ființei noastre. Domnul Hristos niciodată nu rămâne dator față de cei care îi arată gesturile dragostei. Să știți că a fi duhovnic nu este un lucru ușor. Trebuie să ai foarte, foarte multă răbdare. În primul rând, foarte multă răbdare. Și cred că răbdarea vine și ca dar al lui Dumnezeu pe măsura deschiderii și disponibilității tale. Dar, de multe ori, sfaturile
îndemnurile nici nu sunt atât de importante decât simplul gest sau disponibilitate de a asculta, de a asculta sufletul împovărat, pentru că nu este cine să-l asculte. Sunt foarte mulți oameni astăzi care sunt singuri în tumultul lumii și acesta este paradoxul. În tumultul lumii rămânem singuri pentru că grija vieții și modul în care societatea postmodernă ne antrenează în viața de zi cu zi ne obosește și ne distruge din punct de vedere spiritual. Și din cauza aceasta, avem experiența unei amorțiri a simțurilor. De multe ori se întâmplă ca să nu ne bucurăm de prezența semenilor noștri. Se întâmplă ca simțurile noastre să nu se bucure atunci când bate cineva la ușă, cu toate că ne simțim singuri. Și acest lucru, de fapt, denotă boala spirituală, boala umanității în veacul în care trăim. Din această boală încercăm să ieșim. Din această boală a sufletului. Și de aceea venim la Nicula, la casa Maicii Domnului, ca în aceste zile să petrecem în această casă, să ne lăsăm primiți și grijiți și ascultați și ospătați de Maica Vieții. Cu siguranță că Fecioara Maria are această disponibilitate să ne asculte necazurile, să ne asculte greutățile, să ne primească lacrimile, dar și bucuriile, să se întristeze, să plângă și să se bucure împreună cu noi, cu fiecare. Învățăm în acest pelerinaj la Nicula ca să nu fim indiferenți față de semenii noștri. Așa cum Maica noastră cerească nu este indiferentă față de noi, ci este disponibilă să ne asculte, să ne mângâie și să ne ospăteze din ospățul credinței. Învățăm în pelerinaj să fim și noi disponibili, să fim primitori și să odihnim pe semenii noștri. Și aș vrea să vă împărtășesc un lucru frumos pe care l-am primit de la bunica. Din amintirile ei de când era fetiță și bunica ei mergea în pelerinaj, nu la Nicula, ci la o mănăstire care se află astăzi în Ungaria, la Poci, unde și acolo este o icoană făcătoare de minuni care a lăcrimat, ca și aceasta de la Nicula. Mergeau din țara Codrului și din tot Sătmarul, mergeau pe jos pelerinii în perioada respectivă. Nu erau mijloacele de astăzi, de transport. Și mergeau de-a lungul Someșului până la Poci, vreo 60-70 de kilometri, mergeau două zile. Și noaptea ajungeau deja în satele din apropierea mănăstirii. Ogrăzile erau deschise, șurile erau pregătite cu paie, cu fân, pelerinii, mergând pe drum, cântau în cinstea Maicii Domnului. Intrau în ogrăzile oamenilor ca să-și tragă sufletul. Erau primiți, erau odihniți, erau ospătați cu apă rece din fântână sau cu o bucată de pâine. Erau odihniți pe fânul din șuri. Dimineața de vreme se sculau, se închinau
și făceau a doua parte a drumului ca spre seară, spre amurg să fie la slujba de vecernie, în ajunul praznicului, adormirii Maicii Domnului, la casa ei de la Poci, la Sfânta Mănăstire și la Sfânta sa icoană. Pelerinii erau primiți. Era un gest de ospitalitate și fac această legătură. În acest gest care se petrecea cândva între cele două războaie mondiale, acest gest al dragostei se potrivește foarte bine cu ceea ce au făcut cele două surori cu Domnul nostru Iisus Hristos. Casa lor era deschisă pentru Hristos și pentru ucenici. L-au primit, l-au odihnit, l-au ospătat. Casa, casele, ogrăzile, șurile erau deschise atunci pentru pelerini, pentru ucenicii lui Hristos, care mergeau la Sfânta Mănăstire, ca să-și tragă sufletul, să se odihnească, să se primenească și să-și continue pelerinajul. Iată ce învățăm și ce trebuie să învățăm din pelerinajul de la Nicula. Măcar cu atât să ne întoarcem, cu această învățătură, să fim mai buni, să fim mai primitori, să fim mai atenți și mai dispuși cu semenii noștri, cu frații noștri, într-o credință și cu tot omul. Maica Domnului ne primește în casa ei de la Nicula, dar ne și învață câte predici, câte cuvinte de folos, câte rugăciuni, câte cântări frumoase nu auzim noi zilele astea, nopțile acestea de vară pe care le petrecem în casa, în grădina Maicii Domnului de la Nicula. Din toate să învățăm. Să fim serioși în timpul pelerinajului, să ne deschidem sufletul și măcar cu o învățătură să mergem acasă. Pelerinajul ne va folosi. Și am spus că Maica Domnului în casa ei de la Nicula ne primește, apoi ne învață și ne ospătează. Să nu plecăm de la casa Maicii Domnului neospătați. Dacă am venit aici, să ne spovedim păcatele și să ne împărtășim din ospățul credinței pe care, iată, praznicul adormirii Maicii Domnului, praznicul Fecioarei Maria, ni-l oferă ca să ne împărtășim din trupul și sângele Fiului Său dumnezeiesc. Și astfel, mai îmbogățiți, mai folosiți, mai odihniți, mai liniștiți după ce ne-am spus păsurile, după ce ne-am lăsat lacrimile, după ce i-am povestit Maicii Domnului bucuriile noastre, învățați de ea și hrăniți din Sfânta Împărtășanie, să ne întoarcem la casele noastre și să ne pregătim ca la anul să ne întoarcem aici, la Nicula, la casa Maicii Domnului, ca să fim primiți din nou. Amin. Slavă Tatălui și Fiului.